Capitolul 13. Stăruiți în dragostea frățească. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit, fără să știe, pe îngeri. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plini de încredere: Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Isus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine. Căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. În adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sânge este adus de marele preot în locul prea pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea, și Isus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele Său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim, dar afară din tabără, la El și să suferim o cara Lui. Căci noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Prin El să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică. Rodul buzelor care mărturisesc numele lui, și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Ascultați de mai mari voștri și fițile supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele. Pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu ar fi de niciun folos. Rugați-vă pentru noi, căci suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. Mai ales, vă rog cu stăruință să faceți lucrul acesta, ca să vă fiu înapoiat mai curând. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Isus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia lui și să lucreze în noi ce este plăcut, prin Isus Hristos. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire, căci v-am scris pe scurt. Să știți că fratelui Timotei i s-a dat drumul. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd. Spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă trimit sănătate. Harul să fie cu voi cu toți. Amin.